Salutare tuturor și bine la un nou video pe canal. Astăzi o să vedem care treaba cu evenimentele și spargem niște diamante. Deci înainte să începem, apăsați toată lumea pe butonul de like. Dacă sunteți noi, puteți să vă abonați cu clopoțelul ca să primiți atunci când postez. Dați un follow pe Instagram la alex.15, aveți link în descriere de la Instagram meu oficial în descriere. Și dacă vreți să vă bag diamante cu paysave, aveți prețurile pe ecran, diamantele intră instant și mă găsiți pe Instagram în descriere. Iar dacă vreți să deveniți membri oficial al canalului, puteți face la fel tot prin descriere sau direct puteți să apăsați pe butonul de alăturete ca să aveți acces la beneficii speciale dedicate membrilor canalului. Deci cam asta a fost treaba, mă băieții, și cu introducerea. Am aici 1460 de diamante. Prima și prima dată vreau să încep cu Lucky Royale, fiindcă avem ceva nou Pet Royale. Și după o să spargem niște diamante, da? Deci am aici Pet Royale, se termină 6 zile, prețurile sunt la fel ca la Diamond Royale. Și putem să primim fiecare pet, dacă nu mă înșel, nu? Da, putem să primim aici fiecare pet. Băi, ok. Asta e skin, pet skin, ok. Falco, ba da, putem să primim și fiecare pet. Deci avem aici frumos 100 de diamante și eu zic că e destul de ok, frate. Dacă n-aveți niciun pet, sunteți începător și vreți să luați skin-uri, mamă, ce blan e skin-ul ăsta. Blanau rău. Puteți să dați aici la peturi, avem și ăsta pe mai mulțoi. Se urât, dar n-am ce să-i fac. Perfect, aici nu-i nimica. Aici nu-i nimica și cam asta e treaba și cu peturi, mă băieții. Avem aici ceva evenimente noi, Fire Punch. Avem aici rewards. O să putem să luăm chestiile astea, level 3 chest. A fost să dau? A, nu. Bun, dar totuși, dacă ne lugăm primim un ticket din ăsta, dacă omorăm un inamic primim un din ăsta, dacă supraviețuim mai mult de 300 de secunde într-un match primim ăsta și top 3 în squad primim ăsta, rank. Deci am două tichete aparent, dăm aici la rewards și o să trebuiască să facem multe tichete din astea ca să putem să luăm rewardurile, da? Hai să dăm aici frumos one punch. Complete trainings? A, ah, ok, ok, am înțeles, am înțeles. Deci am un tichet din ăsta și la două tichete puteți dați un pumn în ăsta, da? Și după o să luați ceva punctaje, probabil și o să puteți luați aici level 3, level 2 sau level 1 chest. Și o să puteți deschideți unul dintre reward-urile astea. Cam asta e treaba, un event destul de frumușel, să zic așa. Puteți luați niște chestii destul ok. Dar nu prea mă interesează. Avem aici Mega Punch Special Inter. Finish daily tickets, da, deci v-am arătat. Avem un nou top-up cu bonus, 100% bonus. Am băgat aici 400 de diamante, frumos. Și am luat încă 300 în plus. Deci e foarte, foarte ok. Avem saldau, mă băiții, fiindcă s-a băgat costumul, primul Gold Royale veteran în joc. S-a rebăgat în joc, l-avem aici frumos. You got one cup and wait. Avem 90% discount, mă băieții. Și putem să luăm ceva de aici la 90% discount. Am 1400 de diamante. Deci prima și prima dată vreau să iau să iau ăsta cu 1149 de diamante. Cred că o să iau pe ăsta. Dăm aici 149 de diamante. Am luat ăsta legendar. Iar acum avem 75% reducere, mă băieții, da? Deci avem 75% reducere. Vreau să iau Gold Royale-ul, primul Gold Royale din joc, The Streets Bundle. Bine, cred că e primul. Dacă mă înșel, puteți scrieți în comentarii. Și acest piept de la Surf Rider-ul, de la Surf Rider, fiindcă îmi place extrem, extrem de mult, mă băieții. Pantalonii nu o să iau, dar pieptul ăsta n-am cum să-l ratez. Mă bucur că s-a adăugat în joc și cam asta e treaba. Acum o să dea refresh aici în 13 ore. Bine, nu mă mai interesează, avem 800 de diamante. Hai să vedem aici, ne punem prima și prima dată pe fat. Am luat ăla, nu? Am luat costumul, băiții. Da, cred că l-am luat. Ne punem prima și prima dată pe fată. Dăm aici frumos la Volt. Dăm la Bundle și ăsta este Violet Rate Bundle sau ceva genul. Bă, sincer, era destul de ok dacă era și pe băiat. Și am aici ăsta Gold Royale-ul, imediat o să vedem. Dacă era pe băiat, hai să dăm aici frumos Open. Dăm Quick Equip și... Bă, e super făinuț. Super, super făinuț Bundle-ul ăsta. Bine. Nu prea am joc eu fat, dar ar fi de colecție. Adică am dat undeva la 100 sau 200 de diamante pe el. Și că e destul de ok. Avem masca asta legendară, frumos, frumos, frumos. Avem ăsta, ăștia și asta aici la others. Ok, nu prea mai avem chestii. Dar totuși, hai să vedem dacă pot să fac o combinație ceva. Cred că pot să-i pun. Ăla era epic, ok, ăsta e epic. Da, bine, nu mă interesează. Ați prins voi ideea, mă băieții, cu
bundle-ul ăsta, l-am luat de colecție mai mult și arată destul de frumos, destul de frumos el, da, e și legendar și aștept părerea voastră în comentarii ce ați luat sau nu. Dăm aici frumos la caracter iarăși, ne schimbăm pe Ronaldo și hai să, nu, mă schimb pe, lasă pe Ronaldo. Hai să dăm aici frumos la Volt, de la Fashion și cam ăsta este pieptul, mă băieții. Deci uitați-vă, mamă, de când așteptam să se rebage ăsta în joc, Surf Rider, e super blanao. Nu știu dacă am ceva galben să-i pun așa, combinații galbene. Dar cred că o să stăm așa. Punem aici frumos. Asta e urât, rău, n-ai ce să-i faci cu asta. Bine, pune și noi, ați prins ideea. Să-l am aici de colecție, bine, cu ăsta o să și joc, fiindcă e destul de făinuț. Și n-am vrut să-l ratez. Dăm aici frumos. Papucii ăștia nu mă interesează, dar na, ca idee e un piept super, super mișto. Și mi se pare că e legendar. Dar nu e legendar, e epic. Hai să vedem aici. Da, e epic pieptul, e epic. Dar nu contează. Hai să vedem unde îl găsesc și eu. Sau e rar, e rar, hai că e legendar. Dacă e legendar, mă băieții, n-ai cum. N-ai dai cu mine. Bun, și aștept și părerea voastră în comentarii dacă ați luat sau nu. Hai să mergem frumos la Volt înapoi și să deschidem bundle-ul, The Street Bundle, dăm aici frumos open, dăm aici frumos, ia uite ce moacă are Ronaldo. Mergem la Volt și hai să încercăm să facem și o combinație din asta, bun. Papucii ăștia sunt destul de mari și nu o să-i port, sunt pe ăștia. Așa, aparent așa o să-mi fie, o să-mi arate primul aici, ok, fiindcă e breakdancer, breakdancer, bun. Și aici e breakdancer, am înțeles. Totuși, hai să luăm și noi ăștia, pieptul, Surf Rider. Hai că-l găsesc, dacă îl găsesc frumos, Surf Rider-ul. Pantalonii nu o să-i port, evident. Din ăștia galbeni de fotbal nu am, deci îi lăsăm pe ăștia. Pune și noi aici frumos niște șlăpiori. Și cam asta e treaba, uite, se potrivește și asta la căști cu pieptul la Surf Rider. Aștept și părerea voastră comentarii dacă vă place sau nu costumul ăsta de l-am luat eu plus pieptul și dacă l-ați luat și voi. Deci cam asta a fost, da? Deci cam asta a fost la eveniment, ca să nu uit. Bun, mă băieții, super, super blanao. Iar acum o să revenim fiindcă s-a băgat un nou eveniment cu un nou shotgun pe două glanțe. Deci vedeți aici încă nou shotgun de la Free Fire și colaborarea asta cu One Punch Man, M1887, avem 2 reload speed, 1 damage, minus 1 acuratețe. Bă, deci cu 2 reload speed o să tragă ca MP40-ul. Bine, nu ca MP40-ul. Zic așa. Și este la gacha din ăsta, da? Deci știți, dați tichete frumos, luați. Și cred că o să dau niște spinețe, fiindcă putem să luăm din astea la Royal Voucher, putem să luăm niște tichete din astea și hai să vedem care e treaba. Am dat și un spinlet off camera, mi-a picat ăsta și nu contează. Începe aici frumos în forță cu 140. Am luat 2 pumni. Ok, deci am luat 2 pumni din prima, mă băieții. Hai să dăm collect. Dăm aici collect. Bun. Dăm aici frumos ăsta. Ăsta. Use. Perfect. Hai să dăm aici frumos un spin de... putem spune și chestiile astea. Ok, nice. Hai să dăm aici frumos un spin de 29. Mulțumesc, am luat și asta. Dăm aici send. Astea două, perfect. Mai dăm aici un spin de 140. Am mai luat un pumn. Ok. Bine, nu cred că o să mi-l dea garena din diamantele astea. Nu cred că o să-mi dea shotgun-ul, fiindcă de obicei așa facem, de mulți pumni la început și după nu. Dăm aici send. Dăm aici încă 29. Frumos, deci priviți schema la mine, dăm aici frumos. Perfect. Dăm aici încă 140. Am mai luat un pumn. Ok. Și am luat dansul ăsta, party dance pe care îl am. Și nu o să am ce face cu el. Dăm aici send la ăsta. Deci fiți atenți, dăm aici chuzul. Dăm frumos. Mai dăm aici 29. Nu trebuie să colectăm asta, da? Deci nu trebuie să colectăm vision stone. Dăm aici 140 și nu, frate, nu. Nu mai avem voie de nimic de aici. Dăm aici frumos 2 spinuri. Bă, nu cred că o să mi-l dea efectiv. 29 de diamante. Dăm aici 140 de diamante. Și nu mi l-a dat, mă. Nu mi l-a dat. Bun. Mai dăm aici încă 29. Perfect. Dăm aici frumos
Iuz. Și cam asta e treaba, măiți. Bă, ce bulangii sunt ăștia de la Garena, mă, frate. Bulangii rău. Bun. Mai avem aici ceva? SKS. Astea. Dăm aici frumos. Și aici trebuia să-mi dea pumnul. Bun. Oricum, cam asta e treaba, băiți. Aștept și prefăsă cu uitarii din 800 de diamante. Deci cât destul ok. Am luat chestiile astea. 4 pumni. Dăm aici frumos cu o leclive version stone. Și... să sperăm că data viitoare că nu o să avem diamante pe cont. Bine, evenimentul ăsta probabil mai ține, deci mai ține. Data viitoare când o să mai avem diamante pe cont, să sperăm că o să ne dea și asta, da? Evenimentul ăsta mai ține, deci nu e problemă. Totuși, în jur de 1000-1500 diamante o să iau pe shotgun, o să ia pe shotgun ăsta. Fiindcă așa am luat și pe celelalte. De le-am luat ăla cu 2 rate of fire și cel cu 1 damage și 1 range sau ceva de genul. La evente, 1500 cam așa am dat pe ele. Deci am dat 800 diamante, 4 noastre, zic că e destul ok, mă, băieții. Aștept și până vă asta comentarii dacă l-ați luat sau nu. A, deci ține până pe 28 ianuarie. Am înțeles, John, am înțeles. Deci avem shotgun-ul ăsta. Să mor, l-avem toată lumea, ești nebun? Bun, dăm aici frumos la store. Nu știu dacă l-a băgat la news. Să vedem cum arată așa mână, new. Nu l-a băgat încă, am înțeles. Dar cam asta e treaba. Dăm aici frumos la Volt. Și haideți ce avem la crate-uri. Haideți ce avem aici la crate-uri, mă, băieții. Și când la Evolution Stone avem și niște chestii de la Lucky Royale. Avem asta pe groza lung și groza permanentă, mă, băieții. Deci mulțumesc, Garena. Am luat groza și carul l-am luat permanent. Am înțeles. Bun, deschidem și ăsta fragment crate-ul. Avem și 3 din astea. Hai să dăm 2 pumni în băiatul ăla. Dăm aici 1 pound. Stai, stai ce? Dacă dă la Volt, nu erau tichetele pentru pumni? Știu că două tichete sunt la asta, Royal. Și tichetele astea, la alte la ce să mă uiți, exchange? Ah, cred că o să-i adauge ceva. Bine, am înțeles, am înțeles, am înțeles. Hai să dăm aici frumos la chiraj și dăm tichetele alea două și după vedem care-i treaba, da? Deci aici... hai că-s prost să mă arăt. Aoleu, bun. Dăm aici frumos. Ați văzut și voi weapon real-ul ăsta. A luat ceva legendar. Ok, m-am speriat un pic, dar n-ai ce să-i faci, Garena. Dăm aici frumos skin-ul ăsta. Probabil am pe toate, nu? L-am pe ăsta. Spasul cu 2 damage. Carul cu 2 damage. Ar fi blanau dacă mi-ar da carul. Carul ăsta cu 2 damage. Dar nu. Și ăsta 24 de rem. Mulțumesc foarte mult. 24 de rem. Mă bucur de el. N-ai ce să faci. Dar cam asta e treaba, mă, băieții. Deci v-am arătat cam toate evenimentele și chestiile astea. Bun, aici dacă mai bag 100 diamante, îți primesc 200-300 diamante. O să am. Și cam asta e treaba. Deci dacă ține până pe 28 shotgun-ul, cu siguranță o să-l iau. Bine, nu acum, în curând. Sper că v-a plăcut videoclipul. Aștept și părăvăstă în comentarii câte diamante ați spart, dacă ați spart sau nu. Chiar vreau să văd câte pietre am la Lucky Royale. Dăm aici frumos 11 pietre, am înțeles. Am înțeles, 11 pietre am. Și vreau să văd totuși care e treaba cu astea. Exchange 1 Punchman Royal. Can be used in 1 Punchman Royal. Ia, mă, frate. Care e 1 Punchman Royal? Ăsta? Nu. Ăsta? Nu. Ăsta? Ăsta nu? Avem și un skin la incubator, mă, băieții. Dăm aici frumos. Deci nu avem One Punch Royale. Bine, probabil o să bage ceva. Sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like. Puteți să vă abonați acolo. Să dați follow pe Instagram, aveți link în descriere. Mulțumesc membrilor canalului, fiindcă mă susțin cu diamante. Dăm și noi aici emote-ul. Sper că v-a plăcut. Și ca de obicei, eu am fost Alex și... noi ne vedem data viitoare.